Iubită familie îndoliată, iubită Biserică Creștină Baptistă Betania, din partea bisericilor din cadrul Comunității Baptiste București, vă rog să primiți acest mesaj de condoleanțe, îmbrăcat în dragostea caldă și profundă, nutrită pentru dumneavoastră de colegii pastori și credincioși din cadrul comunității, colegi și credincioși care l-au iubit și apreciat pe fratele pastor Vasile Talpoș. Plecarea fratelui Talpoș este o pierdere grea pentru noi toți. În cele aproape trei decenii în care a activat ca pastor al Bisericii Nădejdea din cadrul comunității noastre, dânsul a fost un model de slujire deopotrivă pentru credincioșii pe care i-a cârmuit spiritual, cât și pentru colegii pastori. De la fratele Vasile aveai mereu ce învăța. Ca și fratele Ioan Bunaciu era un maestru al vorbelor de duh. Indiferent cât de dificile erau problemele ce apăreau în biserici, atunci când fratele Talpoș era implicat în rezolvarea lor, te cuprindea un sentiment de liniște, pentru că știai că înțelepciunea de sus și priceperea dânsului vor da roade. Și dădeau. Fratele Vasile ne-a inspirat să excelăm în slujirea față de Domnul și față de biserici. A fost o dovadă vie a seriozității cu care trebuie să tratăm lucrarea Evangheliei. Fie că avea în față sute de oameni sau doar câteva suflete, fratele Talpoș onora prezența Domnului cu aceeași dedicare și gravitate. Pasiunea dânsului pentru proclamarea cuvântului a fost însoțită de o înflăcărare molipsitoare pentru studierea temeinică, profundă a scripturii. Pastorul și profesorul Talpoș, ne-a învățat să nu fugim atunci când lucrarea lui Dumnezeu cere un preț, ci să fim gata să-l plătim. Ca și coleg în cadrul comunității, chiar și când tocmai ai plecat de pe băncile seminarului, pe fratele Vasile îl descopereai ca pe fratele mai mare. Acum, faptul că era mai mare constituia o evidență subînțeleasă, dar surpriza venea din raportarea dânsului față de tine ca un frate, ca un coleg mai mare. Întotdeauna gata să-ți spună o vorbă bună de încurajare, să-ți dea un sfat înțelept, chiar dacă asta însemna să te asculte în prealabil, poate chiar ceasuri. Lucrarea din cadrul comunității București a fost îmbogățită spiritual prin sujirea păstorului Vasile Talpoș. Dedicarea sa neobosită a contribuit la lărgirea împărăției lui Dumnezeu în, această, în acea parte a țării. Vă rog să-mi permiteți să adaug și o notă personală fiind unul dintre studenții care a avut parte de binecuvântarea de a studia și sub întrumarea dânsului. Am anticipat tonul cald, evocările emoționante ale experiențelor foștilor studenți cu fratele Vasile. Chiar dacă te mai mâhneai că suna acasă la tine să o cheme pe mama să facă ordine în cameră, sau îți mai dădea un verdict teribil în urma eșecului de a face sectorul cum ar fi de a mătura scările, spunându-ți tu n-ai chemare, sau dacă pedigriul tău se evapora în măsura în care provenea dintr-o zonă îndepărtată de centrul lumii care era sălajul, chiar dacă te mai mâhneai un pic din când în când, mai devreme, adică în timpul seminarului sau mai târziu, adică după ce plecai de acolo, înțelegeai că toate experiențele acelea te pregăteau pentru lucrarea grea ce te aștepta în biserici. Una dintre lecțiile cele mai importante pe care le puteai putea învăța de la fratele Talpoș era importanța și impactul pocăinței. Fie că nu făceai de serviciu la masă și dânsul afla, fie că greșai față de un coleg sau păcatul capital, că greșai frate, față de fratele Tritean, pocăința rezolva și reseta totul. Fratele Talpoș chiar credea în pocăință. Ar fi multe de spus, am și unele lucruri de mărturisit, dar am învățat că teologul trebuie să știe întotdeauna. Fratele ne zicea: Știe teologul. Știe teologul să iasă din orice încurcătură. Fie că ține de o problemă de adunare sau o problemă rațională, teologul trebuie să știe. Îi mulțumim Domnului pentru modul de slujire, modelul de slujire pe care l-am avut în fratele păstor Vasile Talpoș. Așa l-am cunoscut cei mai mulți dintre noi, preocupat de binele studenților, cu o afecțiune paternă, uneori pitită după exigența de dascăl, cu o smerenie autentică ce cerea imitare, cu o inimă bună și veselă, cu dragoste de Dumnezeu și de oameni. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să vă mângâie cu prezența Sa și să vă întărească în această perioadă dificilă. Amin.